consimțit să mă mărit numai cu gândul că o să mă văd cât mai curând scăpată de hodorogul pe care îl iau de bărbat. Grecește? Nu! În ebraică? Nu! În asiriană? Nu! Turcește? Nu! Arabește? Nu, nu, francezește! Francezește? Exact! Atunci stai să mă întorc, să-mi vorbești din partea asta-laltă. De ce? Pentru că urechea din partea asta este rezervată numai pentru științele străine. Aha! În sfârșit, odată căsătorit, da, vom conviețui ca doi oameni care știu cum trebuie să trăiască, cu îngăduință reciprocă și... și fără urme de gelozie. Este putred de bogat.